Astăzi, la sediul SE Bornețe SRL din municipiul Drobeta-Turnu-Severin s-a desfășurat o activitate ce a avut drept scop combaterea unui fenomen din România. Este vorba despre violența domestică și agresiunea sexuală, chiar și în rândul copiilor. Polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității au desfășurat la data de 5 mai o activitate de prevenire a violenței domestice la sediul SE Bornețe SRL din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În cadrul activității au fost diseminate informații privind modalitatea de intervenție a poliției în cazurile de violență intrafamilială, principalele măsuri de autoprotecție și popularizarea ordinului de protecție. Polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității au desfășurat la data de 5 mai o activitate de prevenire a violenței domestice la sediul unei fabrici din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În cadrul activității au fost diseminate informații privind modalitatea de intervenție a poliției în cazurile de violență intrafamilială, principalele măsuri de autoprotecție și popularizarea ordinului de protecție. Totodată au fost transmise recomandări pentru prevenirea agresiunilor sexuale asupra minorilor. Obiectivul principal al inițiativei îl constituie creșterea nivelului de informare al publicului larg asupra necesității implicării în prevenirea și combaterea acestui tip de abuz, respectiv creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale acestuia. Totodată au fost transmise recomandări pentru prevenirea agresiunilor sexuale asupra minorilor în cadrul campaniei Atingeri Nedorite, inițiată de Poliția Română și Asociația Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Obiectivul principal al inițiativei îl constituie creșterea nivelului de informare al publicului larg asupra necesității implicării în prevenirea și combaterea acestui tip de abuz, respectiv creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale acestuia.